În Republica Moldova, discriminarea angajatelor de către șefi este foarte des întâlnită. Nu vorbim în bobote, ci chiar în cunoștință de cauză. Cel mai des s-o pățesc salariatele din sfera privată, forțate psihic să semneze cererea de concediere, în care, de fapt, sunt invocate motive 100% legale, astfel angajatorii scapă basma curată, iar legea e de partea lor, femeile alergând în disperare către instanțele de judecată. O să facem acum cunoștință cu o poveste de viață foarte tristă, însă revenim în platou, iar colega mea, Sorina Știrbu, o să dezbată acest subiect împreună cu invitatul ei, juristul Dorin Josan. Revenim imediat după material. Cazuri alarmante și reale. Femeile însărcinate sunt deseori considerate o povară pe umerii angajatorului. La fel s-a întâmplat și Cristinei Schițco, care a lucrat într-o firmă privată mai bine de 3 ani. Șeful meu, director general al companiei, a aflat că eu sunt însărcinată, a început să mă presieze într-un mod foarte straniu și foarte presant, ca să scriu cereri de concediere. Când află că sunteți însărcinată, ei fac tot posibilul, te pun, răcânesc, nu știu, că te duci singură, că n-au drept să te dai afară, dar că te duci singură, spui că dar nu mai suport. Cam așa, la noi așa e situația. În loc să li se asigure condiții de muncă mai ușoare și concediu de maternitate, gravidele se pomenesc de obicei date afară din compania în care au activat. Este o încălcare a legislației muncii. Nici într-un caz angajată însărcinată nu poate fi supusă la penalități. Deseori, patronii procedează astfel pentru că intrarea unei angajate în concediul de îngrijire a copilului de până la 2 ani implică cheltuieli neprogramate. Frică probabil că există, angajatorul își pierde un specialist pregătit, este nevoie să investească încă o dată în pregătirea altui angajat. În cazul în care află, ulterior, persoana este însărcinată, nu este exclus că unii reprezentanți ai angajatorului, adică conducătorii de unități, încearcă, adică să se debaraseze de persoanele respective. Eu ce aș putea să le recomand? Aș putea să le recomand în situația în care nu mai apare conflictul, adică persoanele în cauză să solicite la inspecția muncii, inspectoratele teritoriale de muncă, consultanța respectivă. It's important to have the legal mechanisms in place in the law, and that includes what's called the shift of the burden of proof. That means if I bring forward plausible material that says that there may have been an act of discrimination, then the enforcement body goes to the alleged perpetrator and says prove that it was not discrimination. Republica Moldova are o cale lungă de parcurs în lupta cu fenomenul discriminării. Oare câte femei se află în situația Anastasiei sau a Cristinei? Autoritățile nu duc nicio evidență în acest sens. Cert este că femeile vor aduce pe lume acești minunați copii, chiar cu riscul de a fi concediate și de a supraviețui cu 250 de lei pe lună. Din păcate nu ne cunoaștem drepturile și ăsta este motivul pentru care nu știm ce trebuie să facem atunci când unii ne tratează ca pe niște animale sau poate chiar mai rău. Însă astăzi la prima oră încercăm să dăm soluții. Dacă aveți întrebări sau dacă aveți cazuri concrete ce vizează acest subiect, vă rugăm să ne trimiteți mesaje la 9292. Colega mea Sorina Știrbu așadar abordează acest subiect în această dimineață. Bună dimineața, Sorina! Bună dimineața, Nicol! Dragi telespectatori, tema discuției de astăzi. Sunt oare gravidele o povară pentru angajatori? Din păcate, da, este realitatea țării a cărei cetățeni suntem. Și atunci, ce ar trebui să facă femeile însărcinate într-o atare situație? Și mai ales, unde își pot apăra drepturile? La acestea și la multe alte întrebări ne va răspunde lectorul universitar Dorin Josanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Josanu, cazul Cristinei Schițco, pe care l-am urmărit în reportajul anterior, nu e unicul, sunt o sumedenie, dar haideți să limpezim apele măcar în situația ei. Doamna Schițco, practic, a fost forțată să semneze cererea de concediere, în care au fost invocate două motive legale. Neprezentarea la locul de muncă mai mult de 4 ore, când de fapt dumneaei a mers la medic pentru un consult, pentru că se simțea rău. Și al doilea motiv invocat a fost întârziere la servici, când de fapt doamna Schițco s-a reținut cu 20 de minute peste pauza de prânz. Care sunt motivele cel mai des invocate de angajator pentru a concedia legalmente salariatele, dar pentru a masca pe de altă parte discriminarea? Păi, dați să începem de la faptul că dacă în cazul dat au existat două încălcări ale disciplinii de muncă, întârzierea cu cele 20 de minute și lipsa mai mult de 4 ore,
mă rog, ele au tratare diferită. Pentru întârziere, dacă se va dovedi că este nevinovată, poate suporta o sancțiune disciplinară alta decât concediere, fie mustrare aspră sau un avertisment. În cazul în care însă lipsa mai mult de 4 ore consecutive la timpul de muncă, poate să dă un temei angajatorul și de a concedia salariata. Evident însă, dacă nu e firmă că a fost la medic, a avut necesitatea unei consultări, medicul respectiv urmează să elibereze certificatul, să probeze faptul că a fost la medic. În cazul dat, absența nici de cum nu va putea fi clasificată drept una nemotivată, este o absență motivată care nu dă temei de sancționare salariate și nici de cum nu dă niciun temei de concediere. În esență, ce aici ține de salariatele înzărcinate și am observat și în reportaj că după mine puțin prea, poate nu e realitatea, cât după mine practic nu e chiar într-atât de gravă, dar oricum garanțiile legale pe care le conține legislația muncii față de persoanele însărcinate la noi sunt salariate cu practic cel mai privilegiat statut. Până nu de mult, în general, concedierea lor putea să aibă loc doar în cazul în care se lichida întreprinderea. La moment, printre ultimele modificări, au fost cele prin care angajatorul, că anume în cazul dat angajatorul și era persoana mai slabă, protejată, i s-a permis concedierea salariatelor însărcinate și pentru încălcări disciplinare care există, mă rog, absența mai mult de 4 ore de la serviciu, care am spus, încălcări sistematice a disciplinii de muncă, apariția în stare de ebrietate la serviciu, săvârșirea unor sustrageri sau săvârșirea unor acțiuni culpabile pentru persoane care mânuiesc nemijlocit valori bănești. Acestea sunt temerile care pot fi invocate legal de angajator pentru a fi concediată. Dacă persoana respectivă era forțată să scrie singură demisia, în aceste condiții, cum și-a spus și domnul director general al Inspecției Muncii, urma să se adreseze la Inspecția Muncii fără a scrie această cerere și, fiind invitată inspecție, constata faptul dat. Am înțeles. Cristina Schițcu a fost concediată în cea de-a 6-a lună de sarcină, respectiv nu va beneficia de concediu de maternitate, nici de indemnizație, ci doar de minimul garantat de stat de 250 de lei. E posibilă renegocierea contractului într-o atare situație sau ce se întâmplă? Păi, indemnizația de maternitate, conform legislației, se plătește, cazul dat riscul asigurat, survine între 30 săptămâni a sarcinii și respectiv ei deja nu va mai pierde. Este alt atunci, dacă este la întreținerea soțului, atunci, în cazul dat fiind persoană care nu este angajată, soțul poate să ridice indemnizația dată de concediu de maternitate. Dacă vorbim de renegocierea contractului, atunci, în cazul dat, după ce persoana a fost concediată, orice renegociere are loc din start, de la început, în condițiile generale, ca și pentru oricare altă persoană. Ce ar trebui să știe femeile însărcinate care s-au trezit concediate peste noapte? Unde se adresează în primul și în primul rând? Păi, în cazul în care deja este concediată, este mai rațional adresarea nemijlocită în instanța de judecată. Evident, este dorit consultarea unui avocat profesionist pentru a întocmi cererea respectivă, a depune cererea la loc unde și are loc sediu angajatorul, întreprinderea respectivă de la care a fost concediată, întocmește cererea, o depune în instanța de judecată și așteaptă soluția, ori în esență doar instanța de judecată va limpezi cazul, nu noi. Angajatorii caută în fel și chip motive legale pentru a concedia salariatele și atunci, într-o atare de situație, ce spune practica judiciară? În Republica Moldova există câștiguri de caz în favoarea reclamantelor însărcinate? În esență, în Republica Moldova și legislația care există garantează și practica judiciară nu exclude, ci din contra. În foarte multe cazuri, dacă se dovedește că persoana la concediere și mai ales până la modificările care am spus, care au lărgit spectrul motivelor care dau dreptul angajatorului să concedieze femeile însărcinate, până la acele modificări, existența certificatului de concediu care atestă maternitatea, iar date mei instanței de judecată și erau restabilite, astfel că practica satisface cerințele respective în multe cazuri. Iar spre final, domnule Șosanu, haideți să informăm femeile însărcinate care s-au trezit concediate peste noapte. Au oare ele dreptul să atace hotărârea Curții Supreme de Justiție la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului?
În esență, dacă vorbim și nu doar de femeile salariate, dar de toate categoriile de salariați, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului nu acoperă dreptul la muncă prin prisma restabilirii în câmpul muncii și celelalte aspecte care le-am spus nemijlocit, însă dacă ea consideră că concedierea dată a fost rezultatul unei discriminări și atitudine discriminatorie din partea angajatorului, în baza acestui temei, după epuizarea căilor interne legale, se va putea adresa la CEDO, doar anume spun în baza temeiul dacă invocă careva discriminare și dacă o va putea proba în cazul dat discriminarea. În rest, pentru simpla adresare de restabilire, nu. Domnule Josan, vă mulțumim foarte mult pentru că ați făcut efortul de a vă trezi dis de dimineață pentru a fi alături de noi și a oferi soluții juridice gratuite. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mersi. Iar noi ne revedem miercurea viitoare.